Senatorul Gheorghe Flutur a menționat că există hotărârea definitivă de înființare a noului partid PNL format din alianța celor două partide PDL și fostul PNL. Flutur a declarat că noua alianță formată înaintea alegerilor prezidențiale a avut un succes real dând președintele României. Avem hotărârea definitivă a Tribunalului București, hotărârea 1127 din 10 noiembrie, care consfințește înființarea Marelui Partid Național Liberal. Și am să vă spun, ca om care am făcut parte din acea echipă 5 plus 5 de negociere pentru înființarea noului Partid Național Liberal, că am o mare bucurie în suflet că instinctul nostru politic din primăvara acestui an a fost corect. Am mutat două partide, unul cu 15% la europarlamentare, altul cu 12%, ce am fi făcut franjurați dacă nu mutam să facem Marele Partid Național Liberal. Am mutat, au fost destule frământări interne, am negociat, zic eu, și mulțumim bazei celor două foste partide, PDL și PNL, pentru că au înțeles despre ce-i vorba. Am făcut un singur partid pe partea dreaptă care au dat candidatul la președinție. Și uitați-vă că rezultatul final a fost că avem președinte și România are un președinte de pe dreapta și pentru că ne-am unit noi și pentru că electoratul a vrut. Gheorghe Flutur a menționat că noul partid PNL va avea câteva priorități în perioada următoare. Avem consolidarea internă și punerea în aplicare a noului statut al partidului, pentru că acest partid rezultă din contopirea vechilor partide PDL și PNL. Va trebui să punem împreună aceste structuri până la nivel de secții de votare. Avem un sistem de organizare foarte eficient și el va trebui să funcționeze în perioada următoare, pentru că timpul trece și noi trebuie să ne fixăm următorul obiectiv. Următorul obiectiv, deci organizarea internă perfectă a Marelui Partid Național Liberal și pregătirea strategiei pentru câștigarea alegerilor locale. Noul PNL va fi deschis în special tinerilor, care vor putea să facă astfel politică într-un partid care va miza pe tânăra generație de politicieni, după cum a declarat Flutur. Va trebui să deschidem partidul și ceea ce mă privește ca secretar general, dar și ca om care conduc aici sau sunt copreședinte la Suceava, doresc să deschidem mult mai mult și mai curajos partidul tinerilor și le adresez rugămintea să vină să facă politică. Se poate face politică într-un partid normal, într-un partid democratic, într-un partid în care poți să-ți pui părerea și să ai și altă părere decât alții, într-un partid în care avem nevoie de foarte multă creativitate, într-o perioadă în care, după cum ați văzut, dacă partidele nu sunt pregătite, te ia prin surprindere era internetului și a celor care lucrează pe internet, a Facebook-ului și așa mai departe.